Alexa, sing, am o căsuță mică. I don't know that one. Alexa, am o căsuță mică. Song. Am o căsuță mică, așa, 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 și frumul se ridică, așa, așa, așa. Eu mă lau și acasă, așa, 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 și nu trebuie să dau fi, așa, așa, așa. Am o căsuță mică, așa, 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 și frumul se ridică, așa, așa, așa. Eu mă lau și acasă, așa, 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 și nu trebuie să dau fi, așa, așa, așa. Am o căsuță mică, așa, 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 și frumul se ridică, așa, așa, așa. Eu mă lau și acasă, așa, 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 și nu trebuie să dau fi, așa, așa, așa. Rufus boy, let me love boy, what you know. Rufus boy, let me love boy, what you know. Rufus boy, let me love. Hey loves, și bine ați revenit pe canalul meu. La mulți ani tuturor copiilor, celor care sunt copii, celor care se simt copii, celor care se poartă ca niște copii, la mulți ani nouă tuturor, pentru că, hei, cu toții cred eu că suntem copii, dacă nu din punct de vedere al vârstei, aici undeva în suflet. Dacă vă întrebați ce este cu acest machiaj dramatic de Morticia, ei bine, am făcut eu niște încercări pentru o ședință foto. În fine, este un proiect nou pe care îl pregătesc și am încercat un machiaj nou și ăsta este machiajul pe care l-am încercat astăzi. Un machiaj mult mai strident decât cel pe care îl folosesc eu de zi cu zi. Dar hei, ce să-i faci? Se mai întâmplă. Așa că astăzi mă veți suporta cu această privire intensă de Morticia. Da, astăzi este 1 iunie. Vreau să încep prin a vă ura la mulți ani vouă tuturor, la mulți ani și mie. Pe profilul meu, pe contul meu personal de Facebook, am postat un filmuleț și câteva poze cu o pisicuță mică, mică și drăgălașă care își îmbrățișa stăpânul. Și am scris acolo că, i-am scris mamei de fapt că în cazul în care îmi va face cadou acea pisicuță, cu siguranță nu voi mai cere nimic de nicio zi de naștere. O să vă inserez pe aici pe undeva textul exact, că este mult mai simplu. Și asta a fost dimineață și acum cineva a sunat la ușă. Ding dong, ding dong. Și mi-a adus asta. Cadoul meu de 1 iunie. O cutie de bomboane și o floare roz. Eu știu că este o viețuitoare, la fel cum era și pisicuța aia. La fel de gingașă ca pisicuța aia, dar mama e greșit regnul. Ăsta este regnul vegetal. Eu voiam ceva din regnul animal. Mai încercăm o dată, data viitoare. Dar lăsând gluma la o parte, le mulțumesc foarte mult alor mei că s-au gândit la mine și că mi-au trimis. Era și un bilețel, dar nu știu exact ce am făcut cu el, cred că l-am lăsat sus. Și nu mai duc să vi-l arăt. În fine, da, chiar mi-au făcut ziua mai bună cu chestia asta. Și dacă ei mi-au făcut mie ziua mai bună, eu vreau să vă fac vouă ziua mai bună și asta pentru că astăzi anunțăm câștigătorii. Știu că așteptați de mult videoclipul ăsta, videoclipul în care voi arăta, voi desemna câștigătorii pentru lunile aprilie și mai și în care, bineînțeles, vă voi spune care sunt produsele pe care le ofer luna aceasta. Am leptococul, așa cum îmi place mie să-i spun. Era la un moment dat un serial românesc care se numea Inima de Țigan sau ceva genul ăsta și pe care îl urmăream în clasa 8-a sau a 9-a și era acolo un personaj interpretat de Gheorghe Visu care se numea Stătică și care în loc de laptop spunea leptococ și mi se părea mie foarte amuzant, așa că am rămas cu acest lucru verbal. Bun, deschid laptopul, intru în toate cele și revin imediat. Drâng și ție. Ei bine, am deschis calculatorul, sunt 10 videoclipuri care intră în concurs. Știți că a fost o lună în care nu am prea postat, prin urmare am zis că o să fac o combinație între cele, adică un premiu îl voi da pentru 2 luni, iar videoclipurile care intră în concursul de astăzi sunt primul videoclip câștigătorii lunii martie plus giveaway, haul cu de toate, haine, accesorii și decorațiuni, apoi este My Boyfriend Does My Voice Over, videoclipul ăsta v-a plăcut foarte tare și vă mulțumesc foarte mult pentru comentariile pozitive, apoi favoritele lunii martie și aprilie, apoi 35 plus 1 lucruri despre mine,
Glossy Box aprilie 2018, vlogul de călătorie din Scoția, Glossy Box mai 2018, cât costă alimentele în România versus Anglia, iar ultimul videoclip care intră în concurs este Sissy Box, ultima cutie Sissy. Ce voi face acum va fi să intru pe random.org și voi intra pe telefon în așa fel încât să vă pot și arăta. Împreună vom vedea care este videoclipul pe care îl vom alege luna aceasta. De asemenea, după cum bine știți, în fiecare lună eu anunț un câștigător, aleg eu pe cineva care este extrem de activ pe canalul meu și care mă susține și de asemenea o persoană o voi alege random. Eu știu deja persoana pe care vreau să o desemnez luna aceasta, dar voi anunța întâi câștigătorul pe care aleg prin random.org. După cum bine vedeți, am trecut aici de la 1 la 10, în așa fel încât să fie toate videoclipurile și voi da generate. Haide. Vă arăt vouă întâi. Videoclipul câștigător este videoclipul cu numărul 5. 1, 2, 3, 4, 5, 35 plus 1 lucru despre mine este videoclipul câștigător. Și îl voi desface acum. Bun. Și sunt ceva comentarii. De fapt, măcar nu sunt atât de multe comentarii aici. Sunt doar 13 comentarii. Prin urmare, și persoanele care au comentat sunt persoanele care comentează în mod normal. Ceea ce nu mă poate decât bucura, pentru că mă bucur în clipa în care ofer cadourile persoanelor care sunt alături de mine și care mă susțin zi de zi. Bun. Persoanele înscrise în concurs sunt Larisa Sima, Lăcrămioara, Mirela Mirel, Cintia, Maria Mihalache, Bianca Bibi, Ana Ionela Ursu, Eli Chanel, Daniela Deaconu, sunt 9 până acum, și Gabriela Sandru, 10. Deci de la 1 la 10 vom vedea cine, deci tot 10, după cum bine vedeți. Asta este ciciul de mai devreme. Bună! Bună! Ce faci? Tocmai ce anunțam câștigătorul. Așa. După cum spuneam, de la 1 la 10, numărul ăsta 5 de aici reprezintă videoclipul pe care l-am ales de altfel deja. Și vom da acum generate. Gata? Numărul 7. Și hai să vedem cine este numărul 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ana Ionela Ursu este câștigătoarea noastră. Felicitări, Ionela! O să las aici și comentariul pe care mi l-ai lăsat. Mulțumesc frumos că te-ai înscris și că ești întotdeauna atât de activă pe canalul meu. Îmi cer scuze, am fost întreruptă din nou de telefon, a sunat la ușă, nu știu exact unde am rămas. Ideea este că vă mai arăt încă o dată. Câștigătoarea, după cum bine vedeți, este numărul 7 și numărul 7 este, deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ana Ionela Ursu, care este o urmăritoare de-a mea și îi mulțumesc foarte mult că mă urmărește. Chiar mă bucur foarte tare că ai câștigat. Iar câștigătoarea pe care o aleg eu este Larisa Sima. Și asta pentru că Larisa este prezentă acolo pe Instagram, pe Facebook, pe orice platformă, orice postez, Larisa este acolo și este cu mine de mult timp. Larisa, meriți din tot sufletul acest premiu. O să vă rog frumos, fetelor, să mă contactați amândouă cât de curând, în așa fel încât să îmi dați datele voastre și să pot să trimit pachetele. Bun. Acestea fiind spuse, acum vă voi prezenta care sunt produsele pe care le voi oferi cadou în luna iunie. După cum bine v-am obișnuit deja, și în luna iunie vom avea tot două premii. Regulile concursului sunt aceleași. La finalul lunii voi alege un videoclip dintre toate cele postate în luna iunie și de la acel videoclip voi alege un câștigător, iar celălalt câștigător îl voi alege eu dintre persoanele care mă urmăresc în mod normal, de zi cu zi și care știu eu că sunt alături de mine mereu. Luna aceasta, premiile pe care le voi oferi
Am încercat eu să le echilibrez cât de cât. Am aici o fotografie cu ele. Nu le am, că primările sunt deja în România. Prin urmare, am doar fotografii cu ele în așa fel încât să le inserez pe aici pe undeva și să vă faceți o idee. Deci, unul dintre premii, și anume ăsta de aici, va conține un gel de duș natural. Este în variantă travel size. De asemenea, va conține și o paletă de corectoare de la Makeup Revolution. Ăsta este unul dintre premii, nu știu exact cum le voi da, care ce primește, dar ăsta este premiul cu numărul 1. Și premiul cu numărul 2 va conține, în primul rând, o paletă foarte drăguță de la Rimmel London, nu, de la Max Factor, doamne, ce zic. Întotdeauna încurc Rimmel London cu Max Factor, nu știu exact de ce. Deci, revenind, va conține paleta asta de la Max Factor, care, după cum bine vedeți, are niște culori foarte, foarte drăguțele. Are un gri, un roz, un maro, o culoare așa scârpicioasă. Și, de asemenea, un produs de la Soap & Glory. Soap & Glory, din păcate, nu se găsește în România, este un brand britanic și eu sunt foarte încântată de produsele lor. Ăsta este un gel pentru față și m-am hotărât că ar trebui să apară și el în acest giveaway. Prin urmare, da, astea două de aici sunt premiile pe care le ofer luna aceasta. Sper să vă placă. O să vă rog să-mi spuneți în comentarii care este premiul vostru favorit și de ce. Iar acum, bineînțeles că urmează întrebarea ediției. Întrebarea ediției trecute a fost: ce ați prefera? Ca pentru tot restul vieții să trebuiască să faceți duș cu apă rece sau pentru tot restul vieții să vă treziți cu o oră mai devreme decât v-ați trezi ca să vă odihniți complet? În sensul că dacă voi aveți nevoie de 7 ore de somn, întotdeauna să dormiți 6, dacă aveți nevoie de 8 ore de somn, întotdeauna să dormiți 7 și așa mai departe. Răspunsul meu probabil că vă va cam surprinde și asta pentru că foarte multe dintre voi mi-ați spus că voi ați prefera să vă treziți mai devreme. Ei bine, nu. Eu dacă dorm și măcar 10 minute mai puțin decât ar trebui să dorm ca să fiu odihnită, sunt irascibilă toată ziua. Prin urmare, aduceți dușul la rece la mine în fiecare zi, pentru că, hei, ci că dușul rece te ajută să treci mai mult. Prin urmare, da, ăsta este răspunsul meu. Știu că probabil că voi nu sunteți de acord cu mine, dar, hei, eu una așa simt lucrurile. Și acum, bineînțeles că urmează întrebarea ediției acesteia. O să mă gândesc un pic din ce sferă ar trebui să fie. Și, da, întrebarea de ediția aceasta va fi următoarea. Ce ați prefera? Să mergeți la cel mai important eveniment din viața voastră. Și aici, când spun cel mai important eveniment din viața voastră, fiecare își alege care consideră că este, nu știu, balul de absolvire, nunta, botezul copiilor, nu știu, evenimentul cel mai important, la care sunt toți oamenii cei mai importanți din lume pentru voi, nu știu, înțelegeți voi, deci cea mai tare recepție, cel mai important loc în care puteți să merge vreodată. Ideea e că mergeți la acest eveniment și aveți două opțiuni. Fie să purtați cea mai urâtă rochie, care să nu vă avantajeze, care să vă aibă o culoare îngrozitoare, dar să fiți foarte frumos machiate și cu părul super frumos aranjat, deci să fiți foarte frumoase în zona asta, chit că rochie e foarte nașpa, sau ați prefera să aveți cea mai frumoasă rochie care să vă avantajeze super bine, dar să veniți total nemachiate și total necoafate, deci doar spălate pe păr așa și nemachiate și necoafate. Aștept răspunsurile voastre în comentarii și nu uitați să vă înscrieți în concurs și ca de obicei toate detaliile aveți jos în descriere. Ăsta a fost videoclipul de astăzi. Îmi pare rău dacă a fost puțin mai stângaci decât de obicei, doar că mi-a sunat telefonul într-una și am fost deranjată într-una, așa că nu știu exact ce se va alege de acest videoclip. Dar eu sper că până la urmă a ieșit bine. Iar noi ne revedem data viitoare cu un nou videoclip. Până atunci, eu v-am pupat! Pa! Rufus boy, let me love boy, what you know? Rufus boy, let me love boy, what you know?